Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Midat află de la Ziran că sora lui are cancer. Îi zice lui Melek să nu își mai retragă plângerea, ci să-l lase pe alpai să-și ia pediapsa. Îi zice că nu trebuie să mai plece din oraș și o duce acasă. Apoi el se duce la Ziran și o întreabă despre boala ei, dar nu vrea ca Melek să știe că el a aflat. Este fericire mare la Conac atunci când zeita Ali se întoarce acasă. Cherem îl roagă pe Midat să-i dea adresa lui Alpai ca să meargă să-i ceară socoteal însă Midat nu-i o dă pentru că nu vrea să-și facă probleme. Midat îl lasă pe Alpai să creadă că Melek și-a retras plângerea. Alpai merge în oraș cu fundal liniștit și este prins și arestat. Melec îi cere lui Alpai să îi promită că nu mai încearcă să ia pe copii până la finalizarea procesului de custodie, și în schimb își retrage plângerea. Omer o sună pe Melec să-i spună că i-a făcut programare pentru chimioterapie următoarea zi. Defnei răspunde și îl acuză că o folosește ca să se răzbune pe Melec. Midat află că Ziran are o fică. Când Kumali se vede evitat de toți din familie pentru că i-a supărat cu certurile și restricțiile nesfârșite în legătură cu familia Karadag, decide să le facă o surpriză neașteptată ca să îi împace. El se întoarce acasă după mulți ani, cu o tavă mare cu kebab de la localul lui Zeitali. Îl sună pe Halil și îi spune că îl așteaptă la masă însă Halil îi spune să obțină întâi iertarea familiei Karadag și apoi să aducă kebab de la ei. Omer nu participă nici el la masă, sub pretext că este obosit. În ziua următoare îi trimite tava înapoi lui Zeitali, plină cu plăcinte de la localul lui. Cei doi vechi prieteni se înțeapă unul pe altul cu vorbe, dar amândoi savurează mâncarea celuilalt care le-a lipsit. Zumrut o invită pe Meriem la masă.